Hai, salut, eu săracu și bine v-am găsit la un nou episod din Free Fire, astăzi cu ultimele câteva ore din Battle Pass, mai exact ultimele 3 ore și 13 minute din Battle Pass și e aproape gata, e aproape terminat, doar că noi nu prea am reușit să-l terminăm, mai exact mai avem nevoie de 16 badge-uri, ok, ca să putem să ajungem la ultimul costum, dar am reușit să iau ce m-a interesat cel mai mult și mai exact backpack-ul ăsta care e genial, așa arată la level 3, așa arată la 2 și așa arată de la level 1, dar bineînțeles că nu am ajuns până aici la Battle Pass ca să nu iau ultimul costum. Mai avem nevoie de 16 și de aici mi se pare că mai pot să fac rost de încă 2, ceea ce e perfect. Pot să mai iau următorul level, mi se pare, dar putem să luăm asta. Bine, voucherul și ce e asta? Crazy Love, ok, am înțeles. Bun, și acum o să mai avem nevoie de 14 și asta m-ar costa 420, da? Pentru că nu mai am timp să fac misiunile alea. Bine, am făcut cam toate misiunile care se mai puteau face, mai sunt câteva, dar nu am chef să muncesc foarte mult la ele. În rush hour, asta cu rush hour-ul nu mai e, pentru că nu o să mai prind niciun rush hour până se termină Battle Pass, mai exact 3 ore și 12 minute. UAV, asta aș fi putut să o fac, mai sunt câteva misiuni pe care mai puteam să le fac pe aici, dar majoritatea sunt foarte grele și, na, nu știu, trebuie să mă duc specific după anumite chestii. Uite, ăsta aș fi vrut să-l fac înainte să dau bănuții ca să-mi cumpăr Battle Pass-ul, dar presupun că să-l luăm acum. Defeat 30 enemies while crouching, ok? Deci trebuie să stau în crouch și să omor inamici și mai am de omorât încă 6, ok? N-ar fi foarte greu, dar neh, ok? Hai să ne cumpărăm, am făcut deja pre-order-ul pentru următorul Battle Pass, adică peste 3 ore și 11 minute o să primim următorul Battle Pass care e cu tematica steampunk. Nu știu ce să zic, știți că îmi place cât de cât îmi plac anumite chestii din toată treaba asta cu steampunk, nu toate, dar știți că sunt mare fan Pixel și teoretic tot Battle Pass-ul ăsta era, nu știu, cumva în jurul pixelului. Nu prea îmi place, mă cam lasă rece tot ce au făcut legat de treaba asta. Mă rog, hai să cumpărăm restul de badge-uri, adică 14 și cu bănuții care rămân, mi se pare că o să rămână 101, dacă nu mă înșel, 101. Vreau să cumpărăm și câteva chestiuțe, ok, să dăm claim la ăsta. Pot să-i dau open direct, nu pot să-i dau quick equip. Ok, o să jucăm cu costumul ăsta, avem și un nou emote, ăsta care râde. Și asta e destul de mișto și îmi place că poți să faci rost de el chiar dacă ți-ai cumpărat sau nu Battle Pass-ul, pentru că e în Free Pass și practic oricine poate să facă rost de el. Dar fără să-ți cumpere Elite Pass-ul e puțin mai greu, pentru că nu ai toate misiunile alea și e destul de greu să ajungi sus. Da, bun, altceva ce vreau să fac, hai să schimbăm caracterul și să punem... și altă chestie, vreau să facem level up pe Miguel, nu pe Miguel, cum îl cheamă frate pe ăsta? De ce zic Miguel? Nu-l cheamă Miguel, cum îl cheamă frate? Da, Miguel, ok. Deci am impresia că tot îi zic Miguel și am impresia că nu e bine că îl cheamă de fapt altfel, dar nu, chiar îl cheamă Miguel. Ok, și avem chestia asta pe el, dar nu mă interesează. Vreau un caracter de fată ca să pot să pun costumul ăsta. Nu știu exact pe cine o să iau, probabil o să iau pe Kelly, pentru că deja are două ouă, ok, arată mișto. Și hai să îmbrăcăm. Și am deschis deja bundle-ul, pentru că uitați-vă că l-am și pe ăsta cu baseball, cu ce-o fi el și încă nu l-am deschis, ok, o să-l țin aici. Sunt curios dacă pot să am două, pentru că vă că-mi zice aici ori unu. Sunt foarte curios dacă pot să am două, dar astea ar fi foarte tare. Ok, și hai să ne îmbrăcăm cu tot costumul ăsta, o să facem full din cap până în picioare și mi se pare că nu face animația nici dacă, da, animația aia nu mai bagă. Aia care e pe shop și, mă rog, în shop, în preview acolo, știți despre ce vorbesc. Mă rog, hai să dăm în match așa, nu știu ce altceva mai vreau să vă arăt, cred că nimic, am luat chestiile din Battle Pass. Nu, am zis că la store, ok, cu bănuții rămași, am zis că o să deschidem două crate-uri de-astea de la Armory. A apărut acum Pharaon Box, da, arată destul de mișto. Toate skin-urile de aici arată foarte mișto, îmi place mai mult cum arată decât statisticile pe care le dăm plus, pentru că toate scad din rate of fire. Și nu prea îmi place chestia asta, dar adaugă range, ok? Ceea ce e un lucru destul de bun. Hai să deschidem mai întâi o de asta și tot ce mă interesează e ceva permanent, ok? Ar fi super tare. Absolut orice, ok, chestia asta care e pentru 24 de ore, bine. Și aici, de aici mă interesează mai mult, în principal pe MP40, adică pe arma asta, fix skin-ul ăsta de aici m-ar interesa cel mai mult. Hai să deschidem o cutie și te rog ceva permanent pe orice, ok, merge și pe Divine Explosion, pe... cum zice, pe lansatorul de grenade, ok, pentru câteva zile, ok, mă rog. Hai să trecem la meci, resupply map, ca de obicei, și e bine că nu-i pe zona avionului, asta mă încântă cel mai mult. Și v-am întrebat episodul trecut dacă vreți să lăsăm chestia asta cu abiturile, adică chestia asta pe care o fac eu mereu la început de videoclip, de vorbesc despre skin-uri, despre ce se mai întâmplă în joc, despre toate chestiile astea. V-am întrebat dacă o să o las la final, mai întâi să încep direct în meci, deci când începe videoclipul să intru direct în meci, după care să vorbesc despre chestiile astea, sau să facem așa cum a fost și până acum, adică să vorbesc despre, pur și simplu să vorbesc despre chestiile astea și după aia intrăm în meci și na, decurge meciul de acolo. Și majoritatea a spus că vreți să rămână așa cum a fost, așa că presupun că o să rămână așa pe viitor. Vreau să vă arăt și... shit! Mamă, mă lași, dude! What? Am înțeles. E ok, e ok.
Mamă, pentru prima dată sunt și eu aici pe primul loc. Sunt pe primul loc pe tabela asta. Holy fucking shit. Să mă simt împlinit. Pur și simplu mă simt împlinit, fraților. N-am fost niciodată pe primul loc aici și am fost la și mai multe badge-uri de-astea, dar niciodată n-am reușit să ajung aici pe primul loc. Și uitați-mă că mi-arată caracterul meu aici. Holy shit, cât de mișto e. Cât de tare. Cât de tare. Să sperăm că de data asta avem ceva mai mult noroc, dar din păcate suntem pe purgatorii, da, mapa care nu-mi place mie. De fapt, nu știu, băi, place cuiva mapa asta? Serios acum, adică, bine, e mult mai mișto făcută, dar treaba e că e foarte greu să te obișnuiești cu ea, știi? Adică mi se pare puțin prea mare. Adică dacă ar fi fost un picuț o idee mai micuță, cred că m-aș fi împăcat un pic mai bine cu ea. Nu știu, cred că principala problemă a hărții este că e foarte mare. Ok, și avem resupply map-ul, avem undeva... Nu știu exact unde e, nu prea îmi dau seama, dar sunt destul de sigur că nu mai vine nimeni cu mine. Sper să nu mai vină nimeni cu mine. Oricum, nu mă așteptam la faza aia când mi-am luat pumnul ăla. Bine, dacă mă grăbeam un pic mai tare, nu mă așteptam. Nu mă așteptam efectiv să dea cu pumnul după mine. Și să aibă și abilitatea lui Claw, pentru că cei care nu v-ați prins de ce mi-am luat-o dintr-o singură bucată, este pentru că avea abilitatea lui Claw și știți că abilitatea lui Claw dă damage pe pumni, ok? Și dă damage destul de mult, adică îți dă 200% damage sau ceva de genul ăsta. Dacă nu mă înșel, nu mai știu exact cum funcționează, dar na. Ce avem pe aici? Caut ceva, nu știu, caut orice, de fapt, la urma urmei, nu caut ceva anume. Hai să luăm acau, de câte M16-le, bine, atâta timp cât ai, trebuie neapărat să ai un foregrip, altfel e degeaba. AK-ul. A, bine, cam orice armă e degeaba dacă n-ai măcar un foregrip level 2. Ok, și aici ce avem? Armură. De fapt, stai, pe asta am văzut-o. Armură level 1. Ok, și hai să ne tirăm ușurel de aici. Să lutăm și zona asta, după care ne mutăm de aici. Tot zic că o să încep să joc mapa asta un pic mai mult și se pare că nu o fac niciodată. Zic că o să încep să joc mai mult ca să încep să o învăț cât de cât, pentru că nici nu știu exact unde mă duc. Nu știu ce vreau să fac, de fapt, din locul ăsta unde sunt acum. Nici nu știu exact unde sunt acum. Încotro să mă îndrept, nu știu zonele, pur și simplu. Și asta e un dezavantaj foarte mare, știi, contra unui player care cunoaște cât de cât ce face pe aici. Ok, backpack level 3 acolo. Și se pare că n-a lutat nimeni aici, dar asta știu că e o zonă foarte bună și de obicei vine lume pe aici. Ok, avem pe cineva care trage undeva pe direcția aia. Și am pus mâna și pe un scar între timp. Un scar, un scope 4X, mai multe chestiuțe am. Și arma cancher, bineînțeles, pentru că aia e importantă. Ok, și e unul acolo, dar nu știu dacă o să mai iasă să tragă. L-am văzut și fix când a pus ținta a plecat. Ok, uite-l. Da, lasă. Opa. A, mi s-a părut că am văzut pe cineva. A? Ok, de acolo nu se mai bate nimeni. Bun, hai să lutăm în continuare, pentru că încă mai am nevoie de un magazin, ok? Orice fel de magazin e foarte, foarte apreciat în momentul de față, pentru că nu am absolut nimic. Măcar am un backpack level, opa! Un backpack level 3. Și asta e bine. Ok, nu știu ce armură avea tipul ăla, dar nu trebuia să ia la bătaie cu mine. Serios acum. Și hai să-mi dau un medikit aici. Perfect. Și acolo văd ceva, un... nu știu ce era. Băi, ce mă enervează în jocul ăsta, nu știu. Adică, bine, nu prea am mai auzit persoane să se plângă de chestia asta. Dar nu prea poți să-ți dai seama ce e pe jos, ok? Nu prea poți să-ți dai seama exact la ce atașament te uiți. Nici dacă mă uit cu zoom, nu prea poți să-mi dau seama exact la ce atașament mă uit. Ok, avem scarul. Și încerc să mă uit în jur, să nu cumva să mai fie cineva. Ok, magazin level 2, ceva gloanțe, presupun că medikituri, ok. Glue-ul, niște gloanțe pentru ar, mază level 3 și cam atât. Ok, holy shit. Mamă, câte chestii avea tipul. Era full, era blindat de tot felul de chestii. Ok, și acum hai să mergem, da. Asta am vrut să zic, să mergem într-un loc mai sigur. Da, mă, nu, dude. N-aveam glue-ul echipat. Holy fucking shit, dude. Vreau să pun repede glue-ul în fața mea fix când a început el să tragă. Și bineînțeles că am pierdut încă 12, fraților. Holy shit. Băi, trebuia să mă antrenez un pic. Nici nu știu dacă ar trebui să încep să joc mai mult la... Nici nu știu ce vă interesează, fraților. Eu cred că vă interesează mai mult, chiar dacă nu sunt meciuri foarte bune. Mai bine joc la ranked, unde e mai greu și sunt playerii cât de cât mai buni, decât să joc la Classic și sunt șanse mult mai mari să câștig. Adică, bine, meciurile o să fie mult mai... Habar n-am, cred că o să fie mai multă bătaie la Classic. Vreau să lăsați, de fapt, lăsați-mi în dreapta sus acolo unde să vă las eu i-ul ăla. Vreau să spuneți dacă vreți să vedeți mai multe meciuri ranked sau mai multe meciuri casual, ok? Vreau să știu de la voi chestia asta. Și da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta din Free Fire. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, uitați de butonul ăla de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis, eu am fost Racu și data viitoare. Peace!